Dragi elevi, cred că cel puțin o dată ați văzut un sac cu ciment sau acoperișul din țigla unei case. Ați utilizat un vas ceramic, ați trecut pe lângă o clădire aflată în construcție, ați circulat pe o stradă pavată cu piatră, ați circulat cu trenul sau ați văzut o cale ferată sau, în sfârșit, ați admirat o statuie. Ce au în comun toate acestea? E simplu, rocile naturale utilizate pentru construcția sau confecționarea lor. Să analizăm în continuare câteva roci naturale utilizate de către om. O primă categorie o reprezintă rocile magmatice sau eruptive, iar dintre acestea amintim granitul exploatat din cariere. Prin prelucrare primară se obține piatra spartă utilizată frecvent în terasamente de căi ferate sau drumuri. Prin prelucrare și finisare se obține piatra cubică utilizată încă din antichitate în pavajul străzilor, iar printr-o prelucrare superioară și șlefuire se obțin plăcile de granit utilizate în decorațiuni interioare sau exterioare. Următoarea categorie este cea a rocilor sedimentare, foarte variate și frecvent utilizate ca materiale de construcție. Dintre acestea exemplificăm calcarul extras din cariere și prelucrat prin ardere la peste 1200 de grade Celsius în var nestins, iar în amestec cu apă și nisip este utilizat ca liant în construcții sau pentru alte întrebuințări. Prin prelucrare mecanică și ardere la peste 1450 de grade Celsius, calcarul, în amestec cu argile și marne, se obține cimentul, cel mai utilizat material de construcție. Acesta, amestecat cu nisip și pietriș, dă betonul, utilizat în construcții. În sfârșit, prin măcinare măruntă, se obține praful de calcar, utilizat ca îngrășământ în agricultură pentru amendarea solurilor acide. Să analizăm în continuare și o rocă din categoria celor metamorfice. Cea mai cunoscută și valoroasă este marmura, extrasă din cariere sub forma unor blocuri mari, frecvent utilizate în domeniul artistic. Prin prelucrare superioară, din aceste blocuri se obțin și plăcile de marmură, utilizate în decorațiuni interioare sau exterioare sau în confecționarea unor obiecte de uz casnic. Ca moment de reflecție, vă rog să precizați, sub aspectul alcătuirii chimice, care este asemănarea dintre calcar și marmură. Ca moment de reflecție, vă propun să identificați și alte roci de construcție, fie din orizontul local, fie găsite în alte surse de informare și, pe modelul prezentat, să precizați utilizarea acestora în domenii ale vieții cotidiene.